Bună seara tuturor! Bine ați venit pe canalul Apologetica Creștinismului Pur. În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc tuturor pentru că ați intrat în această seară să ne ascultați și să auziți despre ce este vorba. Apoi vreau să mulțumesc băieților din acest live și în mod special lui Adrian, pentru că el era cel care a venit cu această idee de ceva timp. El și-a dorit să avem mai multe discuții în acest format, fără să le înregistrăm, doar să povestim lucruri interesante, într-un mod cât mai relaxant posibil. Să nu fie sub formă de dezbateri formale sau ceva, ci pur și simplu conversații cu interacțiuni plăcute. La final am decis cu toții că ar fi mai bine să partajăm aceste discuții și chiar dacă va fi un pic mai multă presiune pe noi, măcar unii vor avea plăcerea să asculte și chiar să primim un feedback sau chiar corecții de la public. Și iată-ne, aici, având primul podcast de discuții relaxante între creștini și atei. În acest live o să avem doar o introducere asupra ceea ce urmează și vom avea câteva puncte de discuție la care vom răspunde fiecare. Astfel încât să ne cunoașteți un pic mai bine și să aflați cam ce o să fie în următoarele podcasturi. Primul punct de discuție o să fie doar să ne prezentăm și o să-i las pe băieți pe rând să se prezinte, o să facem un tur al mesei virtuale și o să ne prezentăm pe rând să ne cunoașteți un pic mai bine. Nu știu care vrea să se prezinte primul. Eu vreau să fiu ultimul. E ok, pot să încep eu. Ok. Numele meu e Adrian, așa cum vedeți și pe ecran. Am un canal de YouTube numit Monstrul Spaghetelor Zburătoare, unde fac ocazional videoclipuri în care pur și simplu abordez probleme de natură teologică, în special pe cele creștine. În ceea ce privește pregătirea mea profesională, eu nu sunt teolog de profesie, eu sunt licențiat în criminalistică, dar sunt foarte interesat de aceste subiecte de vreo 8 ani de zile și cred că putem avea discuții nu doar interesante, fascinante, dar și informative, să zic așa. Și cam asta ar fi o prezentare minimalistă în ceea ce mă privește pe mine. Super, mersi Adrian. Nicolae, dacă vrei. Salut toți. Nicolae, cum Vasile ce-a spus. Din start vreau să menționez că limba română nu este limba mea maternă. De asta puteți să vă așteptați la careva greșeli în exprimările mele. Deci, am crescut într-o familie creștină. Într-o familie din neoprotestanți. Am făcut studii la o universitate creștină, unde am studiat apologetică, istoria creștinismului, teologie sistematică și, în mod special, am fost fascinat în tot timpul acela de apologetică, de apărarea credinței. Am participat în evanghelizări, unde am depus efortul să aplic cunoștințele pe care le-am căpătat la facultate. Pot spune că de mult sunt pasionat de aceste subiecte, de subiectele legate de viziunea asupra lumii, de natura realității, științele naturale și existența, în general, existența la ceva ce ar transcede lumea fizică. Cu alte cuvinte, asupra naturalului și inclusiv și Dumnezeu. Și prin plăcere de la discuții pe aceste subiecte, mă bucur că de fiecare dată când se întâmplă să aflu ceva nou și asta este unul dintre acele lucruri de la care practic nu obosesc. Deci, sper că și vouă, spectatorilor noștri, vă va plăcea să vedeți această interacțiune. Mulțumim, Nicolae. Călin, dacă vrei să te prezinti și tu pe scurt. Bună seara, eu sunt Călin, oamenii mă știu și sub denumirea de Logosul, am o pagină de YouTube unde postez diverse chestii legate de patristică și mai nou voi începe și de apologetică. Sunt foarte pasionat de apologetică și în ultimii 3 ani am dobândit oareșcare cunoștințe. Sunt autodidact în acest domeniu, dar îmi place foarte mult gândirea logică, critică și analitică. Cam atâta despre mine momentan.
Bun, mulțumesc. O să mă prezint și eu pentru cei care nu mă știți de pe canalul nostru. Numele meu este Vasile Sambor. Am crescut în Maramureș, în România. Am terminat un liceu de teologie, iar apoi m-am reprofilat și am terminat facultatea și masterul în informatică. Locuiesc de aproximativ 7 ani în Franța. Sunt inginer programator de aproape 10 ani, iar la ora actuală lucrez la cel mai mare experiment științific din lume, la acceleratorul de particule de la CERN. Chiar dacă m-am axat profesional pe informatică, în timpul meu liber am continuat să fiu interesat de partea spirituală. Inevitabil, de multe ori m-am confruntat cu dubii, dar niciodată nu am avut un moment în care să zic că nu există Dumnezeu. Din contra, mereu mă rugam și mă încredeam în Dumnezeu, în provocările pe care le înfruntam, fie în timpul facultății sau la lucru. Și chiar cred că Dumnezeu m-a ajutat în toate aspectele importante din viața mea. Am intrat în contact cu apologetica în urma unor clipuri ale unui apologet american, în special era pe islam, și am ascultat foarte multe dezbateri pe islam și creștinism. Apoi am discutat cu Onisim, unul dintre administratori de pe grup, și împreună am decis să facem un grup. Și na, eu am fost fondatorul principal, să zic, al grupului apologetică creștinismului pur. Și împreună cu adminii actuali contribuim și îl menținem de aproape mai mult de 2 ani deja, din 2020. Acum, legat de mine, ce-mi mai place e hobby-uri. Șahul este o pasiune de când eram mic. Dacă cineva e interesat, puteți să mă găsiți pe Lichess sau chess.com să facem o partidă. Îmi place cititul, în special filozofia teologică și istoria. Îmi plac discuțiile și argumentările de acest fel. Și pe lângă asta mai place să cânt la instrumente muzicale. Sunt la nivel amator, dar îmi place să zic așa. Bine, îmi plac foarte multe lucruri, dar problema e timpul. Da, și vreau să zic și eu același lucru important, că să știți că nu sunt un expert în teologie sau filozofie sau apologetică, pur și simplu învăț și eu și îmi place să învăț lucruri noi și să discutăm despre aceste lucruri de care sunt interesat. Și de multe ori pur și simplu s-am auzit să zic nu știu sau o să mă mai documentez. Cam atât despre mine. Da, vreau să zic și un lucru că Alin Tudose trebuia să fie și el astăzi cu noi, doar că nu a putut să ajungă pentru că este destul de ocupat zilele astea, el fiind și ultimul an de facultate, un pic mai dificil pentru el, dar sperăm să-l avem la următoarele live-uri și îl așteptăm cu drag. Oricum o să-l includem în prezentările noastre. Acum, mergem mai departe la următorul punct, care este cum i-ai cunoscut și cum îi vezi pe ceilalți vorbitori. La fel o să facem un tur al întregii mese. Dacă vrea cineva să înceapă. Păstrăm aceeași ordine? Ok, putem păstra aceeași ordine. Ok, bun. În primul rând, nu știu dacă te-am cunoscut mai întâi pe tine, Vasile, sau dacă l-am cunoscut mai întâi pe Călin. Mă rog, vă iau așa aleator. Pe Călin l-am cunoscut când interacționam la niște postări de pe niște grupuri religioase, nu mi-aduc aminte exact, dar știu că am început să avem un conflict acolo. Și apoi, interacționând din ce în ce mai mult, am văzut, oh, ok, stai puțin, nu e chiar așa nerezonabil cum îmi părea mie. Și de acolo ne-am împrietenit, până la urmă am avut și o discuție live pe tema moralității, care a durat, nu mai știu, Călin, cât, 2 ore și jumătate, ceva de genul ăsta. Cam așa, cam așa. Da, a durat ceva și a fost mult, deși nu am apucat să explorăm toate ramificațiile, că ne-ar trebui vreo 20 de ore, nu 2. Totuși a fost mult mai productivă decât mă așteptam și foarte provocatoare din punct de vedere intelectual, ceea ce mi-a făcut mare plăcere. Pe tine, Vasile, te-am cunoscut. Prima interacțiune cu tine a fost când mi-ai lăsat niște comentarii la un videoclip de pe canalul meu de YouTube. Cred că la videoclipul cu De ce sunt ateu, cred că acolo mi-ai lăsat primele comentarii. Și din nou, și cu tine, la un moment dat, știu că am avut un conflict acolo. Dar ulterior, printr-o cunoștință comună, am ajuns pe grupul tău de apologetica creștinismului pur, la discuțiile de sâmbătă seara, și am fost foarte plăcut surprins, nu doar de felul cum se poartă în general discuțiile pe grup, dar mai ales de felul cum
purtai tu discuțiile. Și practic după prima ședință de discuții, mi-a schimbat radical părerea despre tine, 180 de grade. Iar pe Nicolas l-am cunoscut când a aflat și el de grupul APC și l-am văzut intrând la discuții și am observat chiar de la prima discuție că are un mod foarte ascuțit de a analiza argumentele logice, în sensul că încercam să mă mai joc un pic, să-i dau argumente pe care nu le credeam neapărat adevărate, dar să văd cum reacționează, și el era foarte la obiect cu ele. Știa exact unde e problema la fiecare și eram ok, cu tipul ăsta nu mă joc. Și cam asta ar fi. Cred că următorul am să spun eu, cum am ajuns să cunosc pe fiecare. I-am cunoscut pe toți în grupul ACP. Cum și-am spus, sunt pasionat de subiectele filozofice și neavând prea mulți oameni în cercul meu de prieteni care, la fel ca și mine, doresc să discute aceste subiecte, am căutat o comunitate. Am găsit grupul ACP prin căutarea pe Facebook și într-o seară, când am vrut să văd ce s-a mai postat, am văzut că ultima postare a fost, de fapt, o invitație la o conversație live. Și am fost ok, interesant, foarte interesant ce e asta. Și m-am conectat și am făcut cunoștință acolo cu Vasile, Alin, Adrian și multe alte persoane foarte faine. Mi-a plăcut mult curiozitatea lui Vasile față de istoria mea și părerea mea despre existența supranaturalului și modul lui welcoming de a aborda un participant nou, adică pe mine, în acea seară. M-a marcat, m-a impresionat foarte mult nivelul de pregătire pe care îl au Vasile și Alin și acea acuratețe academică în termenii pe care le folosesc. Cu toate că Vasile a spus că nu este un expert, totuși e foarte bine aprofundat în domeniul filozofic și se vede foarte clar că are o pasiune adevărată. La fel și Alin, în ceea ce privește istoria creștinismului și în general istoria, cred că. Cu Adrian am făcut cunoștință la fel în acea seară. În persoana lui Adrian am găsit un aliat, pentru că eventual s-a depistat că avem foarte multe puncte comune și opinii similare cu privire la aceste subiecte. Am făcut cunoștință și cu Călin puțin mai târziu, nu în acea seară. Am făcut cunoștință cu Călin în secția de comentarii de pe grupul ACP. Am văzut că îi place subiectul de moralitate și chiar și problema determinismului. Și determinismul este un subiect care și pe mine mă fascinează enorm și după aceea am mai văzut și că are o conversație și alte videouri pe YouTube în care am văzut clar că s-a aprofundat foarte mult în subiectul de moralitate și determinism și mă bucur că voi avea o posibilitate să discut cu el inclusiv și despre aceste subiecte. Cam atât. Călin? Da. Povestea la mine începe în momentul în care eram pe un canal de Facebook, pe un grup de Facebook și răspundeam la chestii și văd o postare, nu mai știu exact despre ce era, probabil cu paradoxul pietrei sau ceva de genul. Și văd numai comentarii ciudate și am zis, hai să dau și eu un comentariu, să văd, poate reușesc să dau și eu un comentariu bun. Și în secunda 2 Vasile mi-a scris pe privat, am apucat să ne cunoaștem, grupul Apologetica Creștinismului Pur era de mai puțin de o lună, dacă țin bine minte, m-a invitat să fiu membru și la scurt timp am fost și administrator undeva la un an pe acel grup. În primele, cred că în prima sau în a doua discuție live, l-am cunoscut și pe
Alin, care nu este cu noi în seara aceasta. Și de atunci și cu el am dezvoltat o prietenie destul de adâncă. Adrian, cum spunea și el, ne-am cunoscut dezbătând prima oară un subiect pe Facebook. Ulterior, într-un mod mai mult sau mai puțin sarcastic, l-am provocat. Surprinzător mi-a răspuns la provocare și am avut o discuție mult mai angrenantă și mai pașnică decât m-aș fi așteptat. Și de atunci păstrăm o legătură destul de bună între noi. Iar pe Nicolas îl cunosc destul de recent, mare parte din discuțiile care le-am avut în scris, iar de curând, de când am decis să facem acest podcast și din discuțiile care le-am avut prin Google Meet sau Zoom sau așa mai departe. Bun, hai să-mi spun și eu. Acum e greu pentru că multe mi se suprapun deja cu ce ați zis voi, dar e ok. Pe Călin, cum zice și el, l-am cunoscut pe un grup unde am postat o întrebare și am primit foarte multe comentarii, dar niciunul nu răspundea la subiect și el a răspuns foarte bine la subiect și eram, wow, refreshing. Și am scris în privat, am aflat că și el e pasionat de apologetică, citeam cărți cam similare, să zic, și l-am invitat să intre în grup și așa ne-am cunoscut. Părerea mea despre el e că este un tip inteligent, este foarte pasionat de partea logică, de analiză, foarte detalii. Îi place mult subiectul moralității și argumentul ontologic. Și, în general, Călin e un tip foarte bătăuș, dar nu în sensul ca și calistrat, ci bătăuș în sensul că nu se lasă ușor la... Nice one. Nu își lasă ușor argumentele, ci se ține de ele și încearcă să, să-și susțină ideea foarte bine. Alin, l-am cunoscut la a doua, cred că, a noastră întâlnire de sâmbătă. A venit un băiețaș, așa de vreo 20 de ani, foarte, foarte vorbăreț. Problema era că vorbea foarte bine și ne-a uimit pe toți cu cunoștințele pe care le avea la vârsta lui. Așadar, a treia zi l-am invitat să vină ca moderator și sunt foarte bucuros că a acceptat și că ne-am cunoscut mai bine. Cu Alin ne-am văzut și în realitate, super tare băiatul. E un tip foarte lucid în exprimare, își cunoaște bine perspectivele și poate reprezenta perspectivele altora ușor, chiar dacă nu le susține. Este onest în discuții și foarte bun pe, foarte, foarte bun pe teologie, din perspectiva mea. Eu cred că el are chiar un dar special de la Dumnezeu pe partea asta și cred că acest lucru se poate observa destul de repede. După o scurtă discuție cu el despre Biblie sau ceva subiecte teologice, o să aflați repede. Acum Adrian, deja a spus și el că ne-am cunoscut prin comentarii la el, unde ne-am contrazis un pic, nimic prea dur să zic, dar apoi am avut ocazia să ne cunoaștem în detaliu la foarte, foarte multe discuții la care a participat de sâmbătă pe canalul nostru și chiar un băiat super tare, un băiat inteligent, foarte bun în a-și transmite ideile, fie scris, fie în vorbit, pe lângă asta are o voce de radio. Mulțumesc. Are cunoștințe foarte bune în ceea ce privește fitness, biologie și teoria evoluției, cu virus retroactiv. Te-am zăpăcit cu retrovirus aia endogeni. Da. Și este, pe lângă asta, un scriitor impresionant. În special îi place să scrie despre ficțiune. De fapt, tot ce prezintă el despre ateism e ficțiune. Acum, singurul lui defect e că nu e creștin, dar în rest nu prea are defecte. Acum, Nicolae, pe Nicolae l-am cunoscut la discuțiile noastre de sâmbătă despre seara pe care l-a prezentat mai înainte. Într-adevăr, a venit un tip foarte rațional care și-a prezentat cazul foarte bine. Ce este de remarcat la Nicolae este că mai mereu are o profunzime foarte mare în gândire și pare să fie foarte critic cu informațiile și super, super analitic, ceea ce e bine. E un băiat serios cu care poți să fii prieten și noi chiar avem foarte mult în comun, fiind în același domeniu cu programarea, mai povestim și despre asta și ne înțelegem foarte bine. Pe lângă asta, el este un bun chitarist și îmi place foarte mult accentul lui, zici că e Carlos Dreams. Cam asta, pe total, toți sunt băieți super faini și cred că o să avem o serie de podcasturi foarte, foarte interesante. Acum,
Următorul punct e cum o să decurgă discuțiile noastre în general și aici o să las pe Adrian să ne spună el. Sigur. Din momentul în care mi-a venit această idee cu podcastul, scopul a fost cel care este și acum, și anume acela de a avea niște discuții într-un stil relaxat, ca și cum te-ai întâlnit cu niște prieteni la o cafea și ați începe să discutați tot felul de lucruri. Sigur, cu excepția că de obicei prietenii la cafea nu se apucă să discute teologie, dar noi suntem altfel de prieteni la cafea, să zic așa. Și v-am ales în special pe voi, fiindcă din ce am văzut până acum, din persoanele cu care am interacționat până acum, pur și simplu, voi sunteți cei mai potriviți oameni pentru acest gen de discuții, fiindcă interacțiunile de obicei nu sunt doar provocatoare din punct de vedere intelectual, dar sunt și calme, au o anumită claritate. Nu v-am văzut să dansați în jurul subiectului când vă simțiți încolțiți sau ceva de genul ăsta și am văzut că atât din partea voastră cât și din partea mea și a lui Nicolas, atunci când ajungem într-o poziție în care nu știm cum să răspundem, pur și simplu spunem că nu știm cum să răspundem, fără să încercăm să ne justificăm și să adoptăm o poziție de asta defensivă și nerezonabilă. Și asta mi-a plăcut foarte mult, încă de când am intrat la primele discuții pe APC. Faptul că se pot purta discuții nu doar de nivel înalt, din punct de vedere filozofic și teologic, dar și sincere și relaxate, în care nimeni nu încearcă să atace pe cineva sau să pună pe cineva la pământ. Pur și simplu suntem sinceri în explorările pe care le facem. Și ce să zic, e fix așa cum ar trebui să decurgă niște discuții. Eu vreau ca acest podcast să reprezinte un exemplu pentru cum ar trebui să fie purtate interacțiunile în ceea ce privește teologia. Mai ales din cauza că religia tinde să fie un subiect tabu și de obicei discuțiile degenerează foarte ușor. Nu știu, oamenii tind să fie un pic tribali și devin foarte agresivi unii cu ceilalți când discută aceste subiecte. Și chiar vreau și chiar cred cu tărie că putem seta un exemplu pozitiv în acest sens de discuții, nu doar care sunt fascinante și purtate la nivel înalt, filozofic și teologic, dar care au și un vibe relaxat, să zic așa, în care nu sare nimeni la gâtul celuilalt și așa mai departe. Și din nou, din moment ce v-am propus chestia asta, consider că voi sunteți oameni potriviți pentru aceste discuții. Ok, mulțumesc, Adrian. Acum, următorul punct e să spunem de ce ți se par importante discuțiile de acest gen. Hai să urmăm aceeași ordine, Adrian, dacă vrei. Sigur. Până la urmă, vorbim despre existența sau inexistența unui creator. Nu știu cum să spun, dar e printre cele mai, dacă nu cea mai importantă întrebare pe care ne-o putem pune. Mi-e greu să explic dincolo de faptul că e evident importantă această problemă. Dacă există sau nu un creator, normal că ar trebui să ne intereseze, normal că ar trebui să ne punem întrebări și să explorăm posibilitățile, răspunsurile, dovezile și așa mai departe. Da, cam asta e. Pur și simplu mi se pare evidentă importanța acestui subiect și nu cred că am prea multe să adaug dincolo de asta. Părerea mea, idei nu sunt doar acele lucruri despre care noi ne putem gândi, dar și acele lucruri cu care noi ne gândim. Cu alte cuvinte, există întrebări, răspunsurile la care ne formează gândirea. Și unele dintre aceste întrebări ar fi existența lui Dumnezeu, natura realității ultime,
existența liberului arbitru, moralitate și multe alte. Bine gândit sau nu, de cele mai multe ori noi oameni ne răspundem la aceste întrebări într-un fel sau altul. Iar aceste răspunsuri ne afectează în cel mai adânc sens, nu doar atunci când luăm decizii importante, dar și în viața de zi cu zi. Sigur, în afară de asta, eu personal sunt și pur și simplu fascinat de aceste subiecte și în general de totul ce este legat de logică, metafizică, teologie sau științele naturale. Dar la fel cred că este important și să demonstrăm că la orice întrebare de acest gen există mai multe răspunsuri și calea spre adevăr nu este una ușoară, deci toți trebuie să fim, să ne învățăm, să fim răbdători cu alții, să fim gata să discutăm aceste subiecte calm, cu înțelegere că putem să nu avem dreptate și cu integritatea și capacitatea de a ne schimba viziunea atunci când apar motive bune. Cam asta. Mulțumesc, Nicolae. Călin? Pentru mine joacă un rol mai fundamental, să zicem, pentru că raționamentul meu este următorul. Dacă există divinul, atunci eternitatea este posibilă. Dar dacă eternitatea este posibilă, atunci se pune întrebarea unde ne vom petrece. De aceea, dacă există un Dumnezeu și eternitatea este posibilă, consider că joacă un rol foarte important pentru viața privată, dar și pentru cea socială, ce fac cu viața mea ca să ajung unde, în caz că există. Și astfel însăși întrebarea dacă există sau nu este o întrebare ce ar trebui să fie fundamentală pentru fiecare om. Bun, mulțumesc. O să răspund și eu de ce ți se pare importante discuțiile de acest gen. Mi se par patru lucruri. Unu, aici o să vorbim întrebări esențiale și existențiale, iar noi ca oameni, cred că este datoria noastră să ne punem asemenea întrebări și să încercăm să clarificăm cât putem noi de bine ca să descoperim adevărul, cum spunea și Nicolae. Prin aceste discuții, în al doilea rând, putem să înțelegem mai bine celelalte viziuni și prin asta să înțelegem mai bine societatea în care, din care facem parte. Apoi, în al treilea rând, cred că putem vedea obiecțiile asupra ceea ce credem noi și putem să ne clarificăm, să ne corectăm sau să ne întărim raționamentul printr-o afișare mai bună, să zic, a argumentelor. Apoi, în ultimul rând, cred că sunt importante ca să poată să asculte și alții argumentele și să-și facă o părere despre anumite subiecte importante pe care o să le discutăm. Cam atât din partea mea. Și acum o să mergem la punctul 6, care spune: care este viziunea ta asupra lumii? Adrian? Da, viziunea mea asupra lumii. Eu sunt, tehnic vorbind, sunt agnostic, în sensul că nu știu cu certitudine dacă există sau nu un creator al Universului. Deci, cu privire la existența unui creator deist, sunt agnostic. În schimb, cu privire la existența Dumnezeului creștin, precum și altor zeități din alte religii, poziția mea este una mai ateistă, să zic așa, în sensul că neg în mod activ existența acestor entități. Cam asta ar fi pe scurt. Dacă vrei să mai adaug clarificări, să-mi spui. E ok, numai dacă vrei tu să faci un alt rezumat sau ceva poți să faci. Nu, cred că e suficient, cam asta e. Ok, atunci, Nicolae. Eu am crescut un creștin neoprotestant, însă acum cu vreo 3 sau 4 ani în urmă am trecut printr-o tranziție foarte lentă și dureroasă la părerea că nu am niciun motiv bun să cred că există ceva supranatural. Așa, argumente ca argumentul ontologic sau argumentul cosmologic, teleologic și multe alte argumente populare pe care cu care am făcut cunoștință și la facultate, dar și sunt per general populare, pur și simplu nu îmi par convingătoare. Mereu vedeam
puncte slabe ale acestor argumente, chiar și pe timpul facultății. În schimb, atunci cel puțin am avut un set de argumente proprii, conform cărora eram convins în existența lui Dumnezeu. Unele din acele au fost câteva din acele argumente. Imposibilitatea formării codului genetic printr-un proces care nu include un agent inteligent. Imposibilitatea dezvoltării formelor de viață prin evoluția darwinistă. Și lipsa sensului de viață și a unui framework moral, da? Într-o lume în care nu există Dumnezeu. Să cu timpul, unul după altul, mintea mea a găsit probleme în aceste argumente și am ajuns la un punct în care am conștientizat că pur și simplu nu mai pot să spun cu onestitate că sunt convins că există vreun Dumnezeu. Și am devenit ceea ce sunt acum. Prefer să nu pun pe mine etichete prin cuvinte de genul agnostic, ateu. Pot să creeze o imagine spre mine eronată. Mai degrabă aș prefera să spun ce cred despre subiecte concrete. Însă dacă și aș folosi careva etichete, aș spune totuși că sunt agnostic cu privire la existența lui Dumnezeu, mă țin de naturalismul metodologic în ceea ce privește încercări de a explica necunoscutul. Cu alte cuvinte, cred că nu putem folosi supranaturalul ca să explicăm orice, atât timp cât nu ne s-a făcut clară existența supranaturalului, mai ales cât noi suntem departe de a cunoaște lumea naturală în întregime. Și nu putem afirma că ceva nu face parte din lumea naturală doar din cauza că noi nu putem da o explicație pe baza cunoștințelor actuale. Consider că trebuie să ne axăm în mod principal pe rațiune în luarea de decizii și în căutarea răspunsurilor la întrebări, în căutarea adevărului, lăsând intuiții și credințe oarbe pentru situații extreme în care noi pur și simplu nu putem să ne permitem luxul gândirii raționale. Da. Mulțumesc! Călin? Eu am viziunea creștină, ceea ce înseamnă că urmez principiile, valorile creștine. Da, cam asta ar fi. Foarte scurt, Călin. Ok, viziunea mea asupra lumii este de asemenea aceea de teist, mai exact de creștin, și dacă Călin nu a dat mai multe exemple sau... O să fac eu un rezumat un pic al viziunii pentru cei care probabil nu sunt familiarizați. În viziunea mea există o ființă absolut supremă care a cauzat și susține toate lucrurile pe care o numim Dumnezeu. Această ființă este fundația realității și, prin urmare, baza logicii și a rațiunii, a adevărului, a valorilor morale, a valorilor estetice și a ordinii în general. Eu cred că Dumnezeu a ales să creeze ființe inteligente cu caracteristici similare lui, și aici mă refer la rațiune, liber arbitru, responsabilitate, moralitate, iubire și chiar partea artistică. De aceea cred că omul este mai mult decât doar materie. Cred că omul are o parte spirituală la care ne referim de obicei ca suflet. Deoarece omul este o ființă autentic liberă și responsabilă, eu cred că poate să aleagă să acționeze chiar împotriva voii creatorului său, ceea ce în creștinism se numește păcat și este considerat un lucru rău din punct de vedere moral. Consider că Dumnezeu s-a revelat mai multor oameni de-a lungul istoriei, care au notat experiențele lor, și acum avem cartea numită Biblia, care a păstrat câteva din intervențiile directe ale lui Dumnezeu. De aceea consider că mesajul și învățăturile Bibliei ca fiind cuvântul revelat al lui Dumnezeu. În viziunea mea, Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, în sensul că Dumnezeu s-a manifestat prin El în forma umană. Și El a venit pe pământ cu scopul să dăruiască lumii ocazia să se salveze din propriile greșeli morale. El a fost răstignit pentru păcatele omenirii întregi, chiar dacă era inocent, și
Dumnezeu a ales să-l învie fizic din morți a treia zi și toți cei care cred în acest lucru primesc o transformare și au parte de o viață nouă, plină cu pace interioară, chiar începând de pe acest pământ. Și apoi, mai mult de atât, consider că moartea nu este ultimul destin al omului, ci există o judecată finală, unde se va face dreptate morală finală a tuturor celor care au fost neîndreptățiți. La fel, cei care au ales pe Dumnezeu cred că vor fi răsplătiți și prin răsplată vor sta cu Dumnezeu o viață veșnică, o viață de bucurie, creativitate, pace, iar ceilalți care l-au respins pe Dumnezeu cred că vor rămâne despărțiți de Dumnezeu, exact ceea ce și-au ales, pentru eternitate. Care, din punctul meu de vedere, este un lucru destul de groaznic în sine însăși, deoarece ești despărțit de însuși sursa binelui, a tot ceea ce este bine, dacă puteți să vă imaginați. În final, mai vreau să spun ceva despre partea științifică. Consider știința că este o unealtă foarte importantă pentru noi oamenii, ca să înțelegem cum funcționează natura din jurul nostru. În același timp, consider că știința nu poate avea răspunsuri la absolut toate problemele noastre sau toate întrebările noastre. Pur și simplu sunt lucruri care depășesc scopul științific, să zic așa. Și pot să zic că știința răspunde foarte bine la întrebări de cum funcționează lucrurile, dar foarte puțin la de ce funcționează așa sau care e scopul unul altor lucruri. Cam atât despre viziunea teistă creștină, să zic într-un fel, și putem merge mai departe. Care ți se pare cel mai convingător, ce ți se pare cel mai convingător pentru a-ți susține viziunea? Adrian, dacă vrei. Da, pentru mine este un caz cumulativ. Bine, cred că pentru majoritatea oamenilor este un caz cumulativ, deci nu aș putea spune un lucru singular care mi se pare cel mai convingător, care să-mi susțină poziția. În schimb, pot spune că atunci când am început să resimt așa o avalanșă de dubii vis-a-vis de creștinism, deși acest proces a fost unul dureros pentru mine la vremea aceea, pe măsură ce încercam să înțeleg mai bine scripturile, să le citesc mai mult, să ascult răspunsurile pe care le dau marii teologi la întrebările pe care le aveam eu, pur și simplu aceste răspunsuri mi se păreau firave și parcă mai mult îmi întăreau convingerea că dubiile mele sunt cât se poate de legitime. Acum, la modul concret, dacă ar fi să fac un rezumat minimalist, cred că Biblia conține foarte multe informații contradictorii și nu consider că ar putea veni din partea unei divinități, mai ales din partea unei divinități atotștiutoare. Consider că sunt foarte multe probleme de natură morală în Biblie, la care nu am auzit niciun răspuns satisfăcător până acum și pe care, sigur, toate aceste subiecte le vom discuta în episoadele ulterioare. Consider că problema suferinței demonstrează o incompatibilitate cât se poate de clară între creștinism și realitatea înconjurătoare și, în general, firul narrativ al creștinismului. Mi se pare că nu are prea mult sens. Încă din momentul creației până la sacrificiul lui Isus și chiar dacă vorbim despre viața de după, despre iad și rai, mi se pare că toate aceste lucruri centrale creștinismului, odată ce le analizezi atent, pur și simplu nu au sens. Și cam ăstea ar fi foarte pe scurt motivele care m-au convins pe mine că religia creștină nu este cea corectă. Mi este și mie greu să decid cu ce să încep răspunsul la această întrebare, pentru că, fix cum a spus Adrian, este un caz cumulativ care cuprinde mai multe motive, între care e greu să alegi
una principală, dar cel puțin vorbind despre opinia mea privind existența Dumnezeului biblic, pot să spun că prima e faptul că existența lui Dumnezeu este și a fost contestată de-a lungul secolilor. Cred că dacă ar exista un Dumnezeu care dorește să comunice cu noi, existența lui ar fi la fel de clară cum este clară existența prietenilor sau rudelor noștri. Din careva motive sunt foarte puține lucruri reale despre, care, despre existența cărora au loc dezbateri și nu văd niciun motiv din care Dumnezeu să nu se reveleze în mod clar absolut tuturor, astfel ca fiecare să aibă oportunitatea să-L aleagă. Un om care nu e convins din existența lui Dumnezeu nici cum nu poate să aleagă să-L urmeze și destinul etern fiind decis pe baza urmării pe Dumnezeu. Pare foarte dubios faptul că mai există careva îndoieli despre existența lui Dumnezeu. Îmi pare dubios că totul ce se oferă pentru a susține existența lui Dumnezeu sunt niște argumente teologice care, sigur, părerea mea, dar au un raționament eronat și nu demonstrează ceea ce își propun să demonstreze. Pare dubios că de cele mai multe ori oameni pretind să aibă experiența, o experiență cu supranaturalul, dar ea se depistează că a avut loc în momente când conștiința a fost alterată, fie de la o foame îndelungată, fie de la droguri, fie de la o stare intermediară între somn și veghe. Deci aceste lucruri care cumva îmi par un viciu foarte mare în ideea că există un Dumnezeu care dorește ca noi să-L cunoaștem. A doua este suferința enormă în care există în lumea noastră, da? A spus și Adrian, problema suferinței, care chiar nu văd cum să fie explicată luând în vedere pretinsă a tot benevolența al Dumnezeului biblic. Nu cred în existența liberului arbitru și consider că trăim într-o realitate deterministă și prin urmare consider că orice suferință care există în lumea noastră neapărat trebuie să fie alegerea conștientă al Creatorului, pentru care la fel nu pot vedea nicio justificare rațională. Mai sunt și anumite conflicte cu știință, al Bibliei cu știință. Dacă Biblia este cuvântul Dumnezeului Creator, m-aș aștepta ca acele informații din ea, care se referă la lumea naturală, să fie în conformitate cu ce s-a descoperit de știință. În schimb, iarăși, după părerea mea și din experiența mea, mi se pare că Biblia descrie mai multe aspecte ale lumii naturale în mod eronat. De exemplu, genetică, dezvoltarea formelor de viață, cosmologia, natura corpurilor cerești și relația între ele pare să fie descrise de Biblie în mod eronat. La fel, dacă Biblia este cuvântul Dumnezeului atot benevolent, mi-e greu să cred că acele lucruri care se descriu în Vechiul Testament ca și porunce de la Dumnezeu să fie să fie într-adevăr poruncile Dumnezeului Creator. După părerea mea, așa lucruri ca genocid sau sclavie nu pot niciun fel explicate ca ceva ce duce spre binele suprem, luând în considerație dreptatea și puterea lui Dumnezeu. Și sunt multe alte întrebări pe care le am, care îmi par să fie probleme esențiale sau critice în viziunea creștină și teistă. Mersi. Ok, mulțumesc. Călin, vrei să răspunzi tu sau? Sigur. Ca și la băieți, și la mine este un caz cumulativ, numai că în direcția opusă. Nicolas vorbea despre problema determinismului.
acesta ar fi primul și probabil cel mai important punct pentru care n-aș putea accepta lipsa unui Dumnezeu. Pentru că atunci n-ar mai exista nicio alegere. Mi se pare că singura alegere posibilă este în conformitate cu existența divinului. Mai mult de atât, argumentul ontologic modal mi se pare destul de clar și argumentul moral. Desigur, și în argumentul cosmologic găsesc niște puncte interesante. Pe baza lor aș putea conclude că există un Dumnezeu. Cât referitor la Dumnezeul biblic, atât profețiile din Vechiul Testament, care mi se par destul de interesante, cu aplicare după în Noul Testament și nu numai. De asemenea, istoricitatea și cuvintele însăși ale lui Iisus, deci nu doar istoricitatea Noului Testament, ci însăși învățăturile lui Iisus, mă duc către un caz cumulativ pentru existența acelor lucruri. Dar probabil cel mai important din toate este fix, poate unul din argumentele centrale care le au băieții cu Dumnezeu nu se revelează îndeajuns. Ei bine, pe baza experienței mele personale pot să spun fără dubii că acesta există, chiar dacă prin absurd argumentele mele ar eșua, tot aș avea nevoie de ceva ca să explice acele trăiri și acele stadii prin care am trecut, care necesită ceva ori supranatural, ori extrem de improbabilistic. Ok, mulțumesc, Călin. Cred că la fiecare dintre noi cel mai convingător lucru este că avem cazuri cumulative, la fel și la mine. La mine o să am câteva puncte la care mă gândesc eu de ce consider că viziunea mea este adevărată, să zic. În primul rând, pornind de la întrebarea de ce există ceva în loc de nimic, dacă îmi urmez rațiunea, ajung la două posibilități. Fie există o cauză primară a tuturor lucrurilor, fie există un regres infinit de cauze. În înțelegerea mea, regresul infinit aduce mai multe probleme decât soluții. Iar finitudinea universului poate fi apărată cu argumente filozofice destul de puternice, zic eu. Și mai mult de atât este confirmată și de către știința actuală. Apoi, un al doilea lucru, cred că ordinea pe care o vedem atât în lumea abstractă a matematicii, despre care vorbește și Pascal, cât și în lumea naturală, pe care se bazează practic toată știința noastră și gândirea și pe care o confirmă prin mai multe lucruri. Vedem precizia cu care trebuie să fie universul ca să poată să existe viață, de exemplu. Și acum, revenind la al treilea punct, apariția vieții în sine, codul genetic despre care Nicolae zicea că nu l-am mai convins, șansele ridicole pe care le avem ca să ne aflăm aici. Mi se pare un alt indicator foarte puternic să cred că am fost făcuți intenționat și cu un scop. Chiar și noțiunea aceasta de scop pe care o vedem peste tot în jurul nostru, pentru mine indică o setare rațională a lucrurilor. Apoi, simțul valorilor obiective pe care persoanele le au în interiorul lor. Mi se pare un alt indicator spre Dumnezeu. Aici mă refer la simțul dreptății, simțul moralității, simțul frumuseții. Un alt lucru este intenționalitatea. Acest lucru înseamnă puterea de a gândi despre alte lucruri, chiar și despre noi înșine, despre mintea noastră. Putem să facem aceste lucruri. Și pe lângă asta, sentimentul de liber arbitru. Pentru mine arată că nu suntem materie brută, acționând strict determinat din cauze naturale, ci cred că suntem sursa anumitor acțiuni, de unde vine și responsabilitatea, de unde vine și sistemul juridic, se bazează pe asta când judecă pe cineva și alte lucruri de acest gen. Pe lângă asta, cred că revelația lui Dumnezeu în istoria poporului Israel este un alt aspect pentru mine important. Apoi conduita și moralitatea, înțelepciunea și profețiile împlinite pe care le văd în Biblie, pentru mine sunt convingătoare pentru teism. Un alt lucru este persoana lui Iisus Hristos. Și aici mă refer la viața pe care a trăit-o, exemplul pe care l-a lăsat, moartea sa inocentă ca sacrificiu, învierea lui fizică din morți, pe mine mă convinge de creștinism, în afara oricărui dubiu rezonabil. Apoi, expansiunea creștinismului timpuriu, prin mijlocele prin care s-a răspândit atunci, în contextul istoric de atunci, este o altă cărămidă la aderarea mea la creștinism.
Iar la final, experiența personală a mea, a prietenilor mei, lucrarea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt în biserică, unde comunitatea care respectă învățăturile lui Iisus aduce bunăstare celor din comunitate, dar și un progres societății în general, și aici referindu-mă la moralitatea creștină, unde trebuie să-i ajuți pe ceilalți, să-i iubești necondiționat, să-i vezi ca și cum Dumnezeu a pus chipul lui în ei și fiecare om are o demnitate în el. Toate aceste lucruri cred că aduc un plus enorm societății și cred că societatea de azi, care e civilizată, este bazată pe, în principiu bazată pe aceste valori creștine. Și în ultimul rând, cred la experiența personală m-aș gândi, aș include și posibilitatea ca noi să putem intra în contact direct cu Dumnezeu prin citire, prin meditarea cuvântului său și prin rugăciune. Și asta este deschis pentru oricine dorește să experimenteze. Cam atât aș spune la punctele mari despre poziția mea, să zic, argumentativă de ce cred. Apoi mergem la următorul punct. Ce îți place sau ți se pare interesant în viziunea opusă? Adrian, te rog. În viziunea opusă. Un lucru care mi-a plăcut mereu la creștinism și care încă îmi place e accentul său pus pe iubire. Până la urmă ne spune că Dumnezeu așa mult ne-a iubit încât și-a dat singurul fiu drept sacrificiu pentru a ne ierta pe noi. Și cred că ăsta, chiar dacă luăm doar acest factor, cred că este un lucru extraordinar care ne spune multe despre felul în care ar trebui să ne trăim viața, și anume punând accent pe iubire și făcând din iubire o valoare centrală. Iar acest lucru este chiar, aș spune, unic creștinismului. De asta și face creștinismul să fie special în viziunea mea. Și cam asta ar fi. Asta e cel mai important lucru pe care chiar îl admir. Și mi-am mai amintit Ecleziastul. Ecleziastul din Vechiul Testament mi se pare că ridică niște probleme filozofice extraordinare. Nu o să intru în detalii, fiindcă mi-ar trebui câteva ore ca să îi fac dreptate, dar cred că pur și simplu Ecleziastul mie personal mi-a arătat un mod de a vedea lucrurile la care nu m-aș fi gândit, sau dacă m-aș fi gândit, nu m-aș fi gândit într-un mod atât de articulat cum prezintă Ecleziastul. Deci acestea două ar fi principalele. Ok. Deci, așa cum văd eu creștinismul, ce îmi place în el este acel set de moral, de valori. Acea moralitate care s-a dezvoltat în acel set de valori morale care s-a dezvoltat în tradiția, cel puțin creștinismul neoprotestant în care am fost eu crescut, îmi pare destul de bun și frumos această doctrină de a iubi pe cei care te înconjoară așa cum tu te iubești pe tine, să iubești pentru că Dumnezeu este Dumnezeul iubirii. Este ceva extrem de fascinant, este ceva de admirat și în continuare caut să fiu parte din comunitățile creștine, frecventez biserica, fiindcă îmi place să fiu prieten cu creștini, fiindcă știu că aceste valori morale pe care ei își bazează comunitatea, creează un fel de comunitate caldă, călduroasă, în care este plăcut să comunici, în care ai oameni cărora le poți încredința ceva personal, ceva intim,
care poți avea conversații adânci și asta este ceva ce nu pot să găsesc prea mult în afara creștinismului. Cam asta ar fi. Mulțumesc, Nicolae. Călin, dacă vrei. Legat de viziunea lor, apreciez în primul rând foarte mult faptul că nu au un decisiv, pentru că foarte mulți adoptă ideea de ateism puternic, lucru care nu se prea poate argumenta. Mi se pare iarăși onest faptul că ei sunt în stare să reconsidere anumite puncte, în caz că poate nu sunt bune sau nu sunt destul de explicite. Din nou, îmi place viziunea lor și pentru faptul că nu se opresc la am căutat, n-am găsit, ce este încă o continuare a căutării, pentru a vedea dacă cunoștințele acumulate până în prezent sunt adevărate sau nu. Iar acest lucru mi se pare foarte fascinant, pentru că nu este pur și simplu o punere deoparte a lucrurilor acestora, ci e o continuă căutare. Ok, la fel și eu, ce îți place sau ce ți se pare interesant în viziunea opusă? Acum, viziunea opusă, dacă ne referim la ateism în strictul sens, eu nu am prea, nu am o viziune foarte plăcută despre pozitivul acesta, să zic, pentru că consider că este imposibil de argumentat, dar când vorbim despre viziunea opusă, cum o susține Adrian și Nicolae, în sensul de mai mult agnostic și căutător, mi se pare foarte interesant și sunt trei lucruri care mi atrag atenția. În primul rând, faptul că agnosticii și scepticii își pun întrebări serioase și nu au anumite limite roșii, gen aici nu trec. Cum probabil de multe ori creștinii cumva se tem să-și pună singuri întrebări de genul ăsta voluntar, dar de obicei li se pun din exterior. Și asta mi se pare interesant că ne provoacă pe noi creștinii să ne reexaminăm și să ne înțelegem mai atent și mai bine propria credință. Și în al treilea rând, e aceeași pe care l-a zis și Călin, căutarea lor onestă mi se pare foarte, foarte importantă și frumos și interesant. Acum, atât pentru mine la punctul 8, ajungem la punctul 9 în care putem să luăm întrebări din public. Dacă aveți întrebări legate de podcast, acum e momentul să le puneți în chat și noi o să le afișăm dacă aveți ceva întrebări, cum o să decurgă discuțiile noastre. Eu am observat două întrebări până acum pe subiect. Poți să-mi zici cine a zis ca să le pun pe ecran? Acum prima de la Suflete Iertate. 9-20 minute. Ok, mersi. Ora. Stai că eu sunt cu pus orar în spate. Um, 9-20 a zis? Yep. Ok. Prima întrebare. Salut! De ce nu sunteți video? Adrian, te las să răspund. Sincer, e doar o preferință personală și cam atât. Pur și simplu mi-e mai confortabil să nu fiu pe video, având în vedere mai ales că pe canalul meu de YouTube din nou nu apar eu în video și pur și simplu le editez și vorbesc. Pur și simplu ăsta e formatul cu care m-am obișnuit și ăsta e cel pe care îl prefer. Deci e doar ceva subiectiv, să zic așa. E pur și simplu o preferință și nimic altceva. Și cred că la fel e și în cazul lui Nicolas, dar nu vorbesc pentru el. Poate să vorbească el dacă vrea să răspund. Da, eu nu am un canal pe YouTube ca să spun că m-am obișnuit așa. Însă pur și simplu prefer să rămân puțin mai mult anonimat. Asta e singura cauză. Ok, și până la urmă podcast o să fie mai mult de ascultare, gen să ascultați în loc să priviți, să fie un fel de radio sau... Vă saturați de noi și fără video. Ca să nu mai spun că suntem extraordinar de frumoși și vrem să vă concentrați pe argumente, nu pe noi, pe fețele noastre. Iar dacă intră Alin, s-a dus toată argumentarea. Da, exact. Și ăla chiar că trebuie să-și țină camera oprită. Ok.
No, asta era prima întrebare. Hai să vedem ce întrebări mai erau. Care era a doua? Călin, ai zis tu? Ok, am văzut una aici de la Joseph. Credeți că după aceste discuții viziunea voastră asupra lumii se poate schimba? Sau pur și simplu, indiferent de câte argumente s-ar aduce, nu sunteți deschiși să acceptați că poate vă înșelați? Dacă, numai un pic, dacă vreți să întrebați pe cineva special, puteți să o faceți să menționați numai numele. Dacă nu, o să încercăm să răspundem cine dorește. Da, eu sunt deschis să-mi schimb orice opinie despre absolut orice, atâta vreme cât primesc un argument convingător. Acum, se poate schimba viziunea noastră asupra lumii după aceste episoade? Sigur, se poate schimba. Tind să cred că nu se va schimba, dar se poate schimba, fiindcă nu doar eu, ci și ceilalți de aici, Vasile, Călin, Nicolas, toți suntem ok, stai, nu, scuze, nu mai vorbesc în numele celorlalți. Rândul vostru. Dacă mai vrea cineva să răspundă. Da, eu sunt convins că viziunea mea asupra lumii se poate schimba. Deja s-a schimbat odată și asta este o parte de dovadă că într-adevăr poate să se schimbe. Privind partea unde întreabă sau pur și simplu, indiferent de câte argumente, nu e important câte argumente sunt, adică nu e importantă cantitatea, ci calitatea acestor argumente. Și să spun pentru mine personal, într-adevăr, dacă am argumente bune ca să-mi schimb părerea, am să o fac. Nu văd de ce să nu. Ok, în cazul meu, sigur că este posibil să îmi schimb părerea sau viziunea, să zic, posibilitatea există, dar nu. Mi se pare că nu o să ne schimbăm părerea, cum a zis și Adrian, până la final. Am avut deja destule argumentări și așa, dar suntem deschiși să auzim ce se aduce. Da. Poate doar în... Spune. Scuze-mă, că nu spune, te rog. Poate să mai adaug un lucru. Să mai adaug un lucru la chestia. Scuze, Nicola, după aceea. Așa, bagă-te peste amândoi. Dacă nu știți să vă decideți. Ideea diferită la mine și la Călin, de exemplu, de Nicolae și Adrian, e dacă susții pozitiv existența lui Dumnezeu și susții că ai experiențe cu Dumnezeu, aceste lucruri sunt foarte dificil de dărâmat, experiențele personale, să zic. Chiar dacă prin oarecare lucru, toate argumentele filozofice sau pe care le știi tu, naturale, ți s-ar duce, s-ar dărâma, nu știu cum ți-a explica experiența naturală, experiența personală. Și aici e un pic mai diferită problema din perspectiva noastră și perspectiva lor. Văd eu, nu știu dacă face sens ce zic. Da, legat de asta vreau și eu să zic, la Adrian și la Nicolae, ei cumva spun argumentele astea nu ne convinc, suntem într-o agnoză. Noi, în schimb, avem argumente pozitive, deci la noi, dacă să spunem, da, că argumentele acestea eșuează, noi nu suntem lăsați cu alte argumente care să ne dovedească ceva. Deci sunt mult mai mulți pași pentru a fi convinși de un lucru, să spun așa. Pe de altă parte, și chestia asta personală, niște experiențe care cu timpul se acumulează și atunci e tot mai greu să găsești alte motive pentru a le explica. Da, permite-mă. Că... Hai, Nicola, spune. Hai. Cu toate că experiențele personale sunt greu de dărâmat din exterior, adică eu nu-ți pot explica bine ce experiență tu ai avut, pentru că tu singur știi ce tu ai văzut, ce tu ai auzit sau ai visat și eu nu pot să am același acces la aceste informații pe care le ai tu, zic tu, Vasile, sau tu, Călin. Însă interpretarea acestor experiențe depind foarte mult de restul viziunii asupra lumii și vieții. Și dacă
Este posibil ca viziunea să se schimbe, va deveni posibil și reevaluarea modului în care voi interpretați acele experiențe. Este părerea mea. Deci, chiar dacă aveți experiențe pe care le considerați în ziua de astăzi ca experiențe reale cu supranaturalul, este posibil ca să le reevaluați în viitor, totuși. Nu a zis nimeni că este imposibil, vreau să zic doar. Da, e mai mult ca o precizare, pentru că s-a creat impresia că, ok, chiar dacă fiecare argument filosofic este dramat, oricum este această parte de experiență personală. Da, în sensul că este mai dificil un pic din perspectiva noastră, asta am văzut să zic. Haideți să trecem o leacă mai departe, că s-au acumulat întrebări aici așa. A vrut Adrian să zică ceva și nu aș vrea să-l lăsăm așa. Da, Călin, vreau să te corectez un pic. Ai spus că din moment ce poziția noastră e agnostică, practic, noi nu trebuie să aducem ceva concret, fiindcă suntem în poziția standard și voi sunteți cei care aveți, să zic așa, toată datoria. Dar nu e chiar așa, fiindcă agnosticismul nostru e doar în ceea ce privește existența unui creator deist. În schimb, în ceea ce privește creștinismul, din moment ce negăm în mod activ existența zeului creștin, asta înseamnă că și noi suntem obligați, mă rog, și noi avem datoria în aceeași măsură să aducem dovezi concrete pentru chestia asta. Păi da, da. Eu aia ziceam. Voi aveți argumente contra unui lucru, nu pentru un lucru. Înțelegi? Deci tu dacă mie îmi distrugi creștinismul, eu îți lăsa cu nimica. Nu am o poziție standard pe care să o iau. Trebuie să regândesc lucrurile ca să iau o decizie. Înțelegi? Deci sunt pași în comparație cu voi unde e numai un pas. Aceste argumente gata ne conving la mine. Ok, argumentele astea nu mă mai conving, trebuie să găsesc ceva ce să umple acel lucru. Asta zic, e o tranziție. Nu, pentru că... Ce vrea să zic Adrian și Nicolae, nu e neapărat că trebuie să-ți schimbi în ceva, să devii ateu neapărat sau să crezi un opus mare, ci pur și simplu să devii gen agnostic, deja ți-ai schimbat părerea, știi? Și ei chiar o să aducă argumente pozitive pentru... împotriva Dumnezeului creștin și cumva e fair, ce zice? Da, da, chestia, eu dacă, să zicem, da? Sunt argumente contra creștinismului, bam. Dar aia nu mă lasă direct cu o situație de agnosticism. Aș putea să adopt altă poziție concretă, cum ar fi politeism sau ceva. Corect, înțelegi? Ai putea să rămâi cu o poziție deistă. Bun, băieți, hai să mergem. Sunt mai multe puncte la chestia asta. Hai să mergem mai departe, că s-au acumulat întrebări și aș vrea să puneți întrebări despre podcast, pentru că văd mult, uite, gen Oni zice, sunt conștient de faptul că întrebarea mea deschide o cutie Pandorii, însă cum explicați năzuința omului în a avea închinare către o ființă superioară? Nu știu dacă e pentru podcast, Oni. Nu știu dacă vreți să răspundeți sau... Pot să răspund oricum, nu e nicio problemă. Ok, atunci luăm toate întrebările. Deci nu cred că omul are neapărat înclinația de a se închina unei ființe superioare. Cred că mai degrabă omul are înclinația de a-și crea un ideal, fiindcă noi avem simțuri care ne spun că anumite calități sunt de preferat altor calități sau calitățile sunt de preferat defectelor. E pur și simplu un simț al nostru, la fel cum avem gusturile la mâncare, da? Un anumit gust e de preferat altui gust. Și din cauza asta, tendința firească e să creăm un ideal vis-a-vis de cum ar fi omul ideal sau cum ar fi o ființă ideală. Și apoi să ne raportăm în funcție de acest ideal. Și de asemenea, cred că omul mai are tendința de a crea basme, legende, fiindcă vedem de-a lungul istoriei că omul a fost absolut fascinat de latura asta fantastică, basmică. Și cred că având aceste două trăsături, se explică foarte ușor de ce vedem tendința oamenilor de a avea zei. Sau... Sau poate creștinismul e adevărat, cine știe. Da, și Dumnezeu a lăsat în noi chipul său și prin asta tindem să căutăm pe Creatorul nostru. Da, rămâne să aflăm, nu știu. Aflăm. Dacă mai vrea cineva să răspundă, dacă nu, o să iau și întrebările de mai sus pe care le-am ignorat, pentru că am zis că nu sunt pe podcast, dar următoarea e asta.
Nicolae, tu ai vrut să răspunzi, te-am simțit. Revin. E ok deja, cred că, Stai, stai, dacă ai stai, schimbat deja întrebarea. stai. Eu să intervii când spun că nu. Stai numai un pic unde. Pot să răspund la întrebarea lui Ioni, oricum, până găsesc eu. Ok. Da, deci, după părerea mea, în adiție la ce a spus Adrian, omul mai are și tendința de a personifica lucruri. Atunci când noi ne mâniem, de exemplu, mașina nu se pornește, noi avem tendința să ne mâniem pe această mașină, de parcă ea ar fi un agent care face o alegere, are o intenție împotriva noastră. Sau atunci când noi poate mergem prin pădure, noi putem să avem impresia că cineva ne urmărește, cu toate că nu este acolo niciun agent. Și acest mecanism în creierul nostru de a vedea agenții acolo unde ele nu sunt, lucrează și în personificarea întregii naturi înconjurătoare. Deci, practic, noi vedem întreagă lume ca un fel de entitate cu agenție care răspunde la acțiunile noastre, cumva urmărește o formă de justiție. Dacă noi am făcut ceva rău, atunci Universul ne va întoarce acest rău. Pentru că, până la urmă, Universul este supus legilor de cauză și efect și noi suntem foarte ușor supuși în a găsi tipare de agenții acolo unde ele nu sunt. Și lumea înconjurătoare fiind mult mai mare decât noi, transcede percepția noastră, ne pune într-o situație unde noi avem un sentiment că există această agenție și este superioară nouă. Și noi dorim să fim într-o colaborare pozitivă pentru noi cu această ființă. Și acolo este o parte, după părerea mea, o parte din răspuns la întrebarea lui Oni. Călin, dacă vrei să răspunzi și tu acum. Sau Dumnezeu există? Ok. Mergem mai Scurt, clar departe. și cuprinzător. Da, mergem mai departe. Cum vedeți apariția, formarea gravitației din punct de vedere creaționist sau evoluționist? Asta e chiar amuzantă. Din punct de vedere evoluționist, nu se vede în niciun fel formarea gravitației, fiindcă evoluția nu are treabă cu gravitația. Evoluția vorbește despre transformarea biologică a speciilor în timp. Dar presupun că te-ai referit din punct de vedere naturalist, nu evoluționist. Iar din punct de vedere naturalist, sigur, știm că obiectele care au masă, în funcție de masa lor, pur și simplu curbează spațiul din jurul lor, ceea ce dă iluzia unei forțe pe care o numim gravitație. Că gravitația nu este o forță, așa cum credea Newton. De la Einstein s-a demonstrat că e curbarea spațiului care acționează asemănător cu o forță, dar nu e o forță în sine. Și sigur, acum poți să mă întrebi, bun, dar ce anume, din ce anume reiese această proprietate? De ce are masa proprietatea de a curba spațiul din jurul ei? Iar aici nu știu să-ți mai răspund. Cam asta e. La un moment dat, chiar fie că vorbim despre viziunea teistă sau viziunea naturalistă, la un moment dat e inevitabil să ajungi la o întrebare la care pur și simplu nu ai răspuns. Dacă să mai adaug și eu, întrebarea cum vedeți apariția sau formarea gravitației presupune deja că a fost un timp când gravitația nu exista. Și din punct de vedere naturalist, gravitația poate să fie ceva ce reiese din anumite interacțiuni care întotdeauna au avut loc în cosmos. Nu au avut vreun timp în care nu au existat. Pur și simplu este ceva ce are această trăsătură de a fi
și să fie imposibil să nu existe. Cu alte cuvinte, a existat și nu a putut, cum să nu existe întotdeauna. Bine, deci, asta e ca o posibilitate, sigur. Răspunsul nu știu. Asta zic că dacă te-ai după știința curentă și cosmologia curentă, din câte știu, legile naturale au apărut odată cu Big Bang-ul, deci nu ai putea să susții neapărat că au existat și înainte. Nu știm, conform științei. Nu vezi că Big Bang-ul nu neapărat se referă la apariția Universului. Big Bang-ul e un placeholder la ceva ce noi nu știm ce a avut loc înainte de un anumit punct. Asta am zis că dacă o iei strict pe asta, pe Big Bang, din singularitate, explozie și după aia ai legile naturii. Nu știm dacă le aveai înainte sau nu. Nu știm ce era înainte conform științei. Cred că ești de acord cu mine. Da. Da, sigur, dar dacă nu știm, e greșit să afirmăm și că a fost formată gravitația și că nu a fost formată. Da, corect. De asta am vrut să zic. Da. Mai bine zici, nu știm din punct de vedere științific. Legat de, din perspectiva mea, eu am anunțat mai înainte că consider că Dumnezeu a setat o ordine, inclusiv în cele mai fundamentale particule, câtă greutate să aibă, ce masă atomică și toate lucrurile. Și ele funcționează după anumiți parametri, într-o ordine anume, pe care noi, din fericire, putem să percepem și pe asta ne bazăm gândirea, știința și tot. Desigur, din punct de vedere științific, n-aș putea să știu exact de apariția gravitației. Călin? Următoarea întrebare? Călin. N-am afirmații pe subiect pentru că nu sunt cunoscător și n-ar vrea să zic vreo boacănă după să mă fac de râs. Poți să te faci, nicio problemă. Apoi oricum mă fac, dar încerc să minimalizez. Oricum ne facem toți, stai liniștit. Nu e... No pressure. Da, cred că, știi, deja cred că la toți este clar că noi nu suntem experți în fizică sau în biologie sau în filozofie sau ceva. Doar în mecanică cuantică. Am acum un răspuns. Aștept să văd dacă există antimateria și după vorbim. Așa par și eu inteligent. În orice caz, ce am vrut să zic este că ar fi foarte ok ca noi, chiar dacă nu ne simțim foarte încrezuți la vreun subiect, să ne exprimăm părerea. Da, și cu scuzele de rigoare că putem să greșim. Exact. Adică să fie clar pentru toată lumea că suntem doar niște tipi care sunt pur și simplu interesați de subiectele astea și cu înțelegerea noastră am studiat în timpul liber cât am putut și asta e. Corect. Că dacă am fi studiat mai mult, am fi ajuns creștini toți. Sigur. Cum să nu? Ok, o întrebare zice, pentru atei, am înțeles că vedeți religiile ca fiind false. Dar cum credeți voi că au ajuns atât de comune? Da, bună întrebare. Cred că au ajuns atât de comune, fiindcă mintea noastră e un soi de mașinărie de făcut sens din realitatea înconjurătoare. Și noi pur și simplu încercăm să ne explicăm tot felul de fenomene. Așa e mintea noastră. Nu ne putem abține cumva. Și în momentul în care nu avem un răspuns și nu știm de ce se întâmplă un lucru, ne creează o stare foarte neplăcută. Și cred că de asta omul a avut tendința să creeze tot felul de explicații supranaturale și să creeze zei după chipul și asemănarea lui pentru a explica de ce tună și fulger. Acum 2000 de ani oamenii spuneau că din cauza lui Zeus sau din cauza lui Thor, Thor explică fulgerele. Acum știm mai bine că nu asta e explicația. Dar ăsta ar fi unul din motive. Apoi alt motiv, cred că în momentul în care oamenii văd atâta, mai ales în antichitate, când vedeau atâta suferință, când jumătate din bebeluși mureau până să împlinească vârsta de un an, când speranța medie de viață era sub 40 de ani, cred că, din nou, mintea lor îi presa, le spunea, băi, trebuie să faci cumva sens din toată suferința asta care pare să fie lipsită de sens.
Și cred că oamenii încercau să își aline realizarea că realitatea e nepăsătoare, inventând tot felul de povești care să-i inspire, să le dea curaj, să le dea speranță și așa mai departe. Cam așa cred eu că au luat naștere cam toate religiile. Întrebarea era pentru atei, nu pentru agnostici. A, scuză-mă. Te-ai trădat, Adrian, te-ai trădat. Vezi? Ah, m-am dat de gol aici, m-am dat de gol. Doar se preface că e agnostic, ca să fie mai ușor. Acum, dacă se poate și un agnostic să răspundă. Deci, aș spune că sunt două componente, două cauze, așa, dacă se separă în mare. Prima este că creierul uman are două sisteme de procesare de informație. Una este foarte rapidă, se bazează pe asocieri, ne dă intuiția și explicații rapide, care, cu părere de rău, nu întotdeauna sunt precise sau corecte. Și acest proces rapid este unul inconștient, este unul implicit. Noi nu putem verifica cum subconștientul nostru a ajuns să ne dea acest impuls sau altul, această intuiție sau altă. Însă este foarte eficient atunci când noi căutăm anumite explicații. În schimb, procesul rațional de gândire este mult mai lent, este mult mai dificil, dar avantajul este că ne aduce în mod foarte de încredere la răspunsuri corecte. Însă, acel primul mod de gândire fiind unul mai rapid, noi putem să vedem de ce explicațiile care sunt cumva asociate cu acel gen de gândire, de gândire intuitivă, mai puțin rațională, ar fi ceea ce ne-a împlinit goluri în înțelegere a lumii înconjurătoare. Deci dacă un sistem lucrează mai repede decât altul, într-o lume în care noi avem o multitudine de întrebări, este evident că acel sistem care lucrează mai repede va umple golurile mai repede. Și eu nu vreau să spun cu cumva să jignesc religiile, dar din punct de vedere tehnic, după părerea mea, răspunsurile care religiile tind să dea sunt acele iraționale, bazate pe primul sistem de gândire. Al doilea component este seturi de valori morale, de care oamenii au nevoie ca să funcționeze ca și societăți. Și așa se întâmplă că religiile sunt foarte eficiente în a dezvolta, în a prezenta și a impune seturi de valori morale. De asta cred că religiile au avut un succes enorm în stadiile inițiale al societăților umane, însă, după părerea mea, probabil vor fi în, cum să zic, în decline în următorii ani. Ok, mulțumesc, Nicolae. Poți să duc și la întrebarea asta o părere? Dacă vrei, dar era pentru ateină. Poți să zici, hai. Devii ateu un minut și apoi revii la creștinism. Din contră. Ceea ce mi se pare interesant este, ok, poate oamenii au ajuns la niște concluzii greșite prin anumite religii, dar asta tot ar dovedi faptul că, fie prin evoluție sau nu, omul a ajuns să aibă niște dorințe morale, să caute un scop în viață, să caute o conduită corectă. Și asta eu zic că sunt niște lucruri intrinsece care ar duce către căutarea unei explicații pentru ele. Sunt de acord cu tine, să știi. Eu cred că sunt de acord cu tot ce ai spus, mai puțin cu explicația care ar urma. Păi încă nu ești creștin. Ok,
Ok, băieți, avem o propunere de la Andrei Păcală. Consider că ar trebui să punem întrebări în funcție de nivelul la care s-a ajuns cu discuția. Nu cred că ar trebui să punem nicio întrebare aprofundată dacă încă nu am avansat în podcast. Acum, seara asta, da, am făcut excepție și am luat toate întrebările, nu e nicio problemă, dar pe viitor, sigur, o să preferăm să puneți întrebări pe subiectul la care s-a discutat în general, sau tangențial măcar, și așa va fi bine. Acum pentru creștini, Mihai de asemenea l-a pus pentru atei, acum pentru creștini, nu credeți că un Dumnezeu interesat de o relație personală cu noi ar putea să ne dea dovezi mai concrete? Pot să răspund eu primul acum. Ai Sigur voie, că Matt. Dumnezeu ar putea să-ți dea dovezi mai concrete, dar nu știu dacă credința în Dumnezeu pură, doar credința că El există, ți-ar asigura ceva în plus. Biblia, de exemplu, spune că și dracii cred și se înfioară, dar nu zice că vor avea o viață veșnică cu Dumnezeu. Asta nu garantează că dacă tu crezi că El există, automat o să îi slujești sau o să vrei să-i slujești. Desigur, poate să-ți dea un bun început ca să începi să consideri ideea. Dar personal consider că Dumnezeu a lăsat atât de multe dovezi încât oricine care caută sincer poate să ajungă la să încline balanța spre Dumnezeu, cred eu. Iar un alt aspect, cred că Dumnezeu nu vrea să fie ca și cum ar fi un șef la lucru care stă lângă tine, a pus să lucrezi, să te vadă că tu lucrezi sau să ai frică cumva de el. Te lasă liber, cât de liber posibil în ideea aceasta, ca tu să alegi fără să ai vreo constrângere de autoritate, să zic. Asta e părerea mea. Da. Vrei să zici tu înainte? Zi tu înainte, că... Vreau să intervin un pic peste Vasile. Ok, Vasile, dar ce facem în condițiile în care o persoană e sincer interesată să afle dacă există Dumnezeu sau nu? Și tot în mod sincer ajunge la concluzia că efectiv nu există nicio dovadă convingătoare. Atunci nu crezi că Dumnezeu a lăsat prea puține dovezi? Cel puțin pentru acea persoană, pentru felul în care funcționează creierul acelei persoane, că na, fiecare are nevoie de mai multe sau mai puține de dovezi, suntem Nu mă diferiți. pic. Poți să zici că sunt destule dovezi, dar nu sunt convingătoare, știi? Și asta depinde și de cât de dornic este, pe de o parte, omul să cunoască, și al doilea mână, cât de. Pentru că, în special în creștinism, este și acest lucru de chemare de la Dumnezeu. Deci, dacă Dumnezeu nu te-a chemat încă, atunci tu practic bâșbâi în întuneric, căutând să-l găsești, având anumite argumente către el. Pe de altă parte, în parabola sau în istorisirea cu Lazar cel sărac, Iisus spune despre unii oameni, chiar dacă ar învia din morți oamenii și le-ar spune anumite lucruri aceștia, tot nu ar crede. În ideea faptului că e o diferență între ce ne stă la dispoziție și cât de mult convinge pe fiecare într-un mod personal. Pentru că argumentele s-ar putea să fie aceleași, modul prin care le înțelegem noi într-un mod categoric subiectiv să fie diferite. Sigur, dar eu nu mă refer la acești oameni care ar nega și o dovadă, cum ar fi asta, că învie morții și îți spun ceva și tu negi. Nu la oamenii ăștia, pur și simplu la oamenii care în mod sincer caută și totuși nu găsesc dovezi la asta. Doar la aceștia mă referam. Păi eu zic că aceștia trebuie să mai rămână și la celelalte podcasturi să ne audă argumentele. Ca să devină necredincioși, desigur. Dacă aș putea eu să cer o precizare de la Vasile sau Călin. Deci, ok, acest lucru cel puțin este foarte greu de confirmat, că oameni pur și simplu neagă dovezile bune. Din perspectiva mea, dovezile nu sunt dovezi dacă nu sunt convingătoare, dar lăsând asta la o parte, de ce, în general, existența lui Dumnezeu trebuie să fie sub semnul întrebării? De ce considerați că cunoștința că Dumnezeu există ar crea un factor de presiune autoritară asupra alegerii omului, cum tu te-ai exprimat, Vasile, ca un șef la lucru care cumva te supraveghează? De ce asta ar fi cazul? Din perspectiva creștină ar putea să fie văzut un pic istoricul. Eu cred că omul când a fost făcut la început era complet lucid și nu avea niciun dubiu că nu există Dumnezeu sau pur și simplu era
Foarte, foarte clar. Consider că odată ce a început să facă, să lucreze împotriva voii lui Dumnezeu, eu cred că i s-a întâmplat ceva la nivel... îl văd ca un fel de mic defect, să zic, pe care pur și simplu îl capeți prin faptul că ești sub natura asta, să zic, păcătoasă și nu cred că e pentru fiecare, că nu-l vedem clar, majoritatea oamenilor, să zic, nu-l vezi super clar. Și atunci asta ar putea să explice de ce nu este clar pentru toată lumea, s-ar putea să fie datorită păcatului. Da, eu mai am o problemă cu ce s-a zis. Nu știu dacă tu sau Călin, unul din voi a spus că omul trebuie să vrea să-L caute pe Dumnezeu, să-și dorească să-L găsească. Și aici intervine o mare problemă, fiindcă în momentul în care ne dorim să găsim un anume răspuns specific și începem să căutăm obsesiv, pur și simplu ajungem în punctul în care vedem pentru acel lucru chiar și acolo unde nu sunt. Ok, cred că se are în vedere. Și întrebarea este de ce ar decide Dumnezeu că pentru a-L găsi trebuie să folosim fix acest proces care știm că este unul deficitar atunci când încercăm să stabilim adevărul obiectiv? Eu nu cred că este un proces deficitar și o să zic și de ce. În primul rând, orice invenție care s-a făcut vreodată a pornit dintr-o dorință de a căuta. De exemplu, uite, să zicem, cum a descoperit Newton gravitația. Ei, cum se mișcă planetele astea? Cum? Deci, el și-a pus întrebări și a ajuns la un anumit răspuns. De-aia nu cred că asta... Și în al doilea rând, curiozitatea și sinceritatea de a-L căuta pe Dumnezeu. Poate, probabil Dumnezeu lasă ca să vadă sinceritatea cu care tu-L cauți. Da, Vasile, dar nu mi-ai răspuns întrebare. Fiindcă... Da. Adrian, dacă permiți, eu am înțeles că tu întrebi despre de ce trebuie să-L cauți pe Dumnezeu, să vrei să-L cauți pe Dumnezeu dacă nu ești convins că El este real. Și, Vasile, este oare într-adevăr ce ai avut în vedere sau ai avut în vedere că omul trebuie să aibă dorință de a căuta adevărul și prin această dorință va descoperi Dumnezeu? Nu am o problemă cu curiozitatea și eu sunt un om curios și nici cu dorința de a afla adevărul, fiindcă și eu am această dorință. De asta am menționat dorința de a căuta un răspuns specific. Asta e sintagma cheie, fiindcă de exemplu, dacă eu vreau neapărat să văd dovezi pentru monstrul spaghetelor zburătoare, vă promit că pot să văd dovezi și acolo unde nu există. Da? Pot să văd asemănări între forma ADN-ului și forma pastelor spiralate și să spun că monstrul spaghetelor zburătoare a făcut ADN-ul după chipul și asemănarea pastelor sale. Asta zic, e un proces care nu e de încredere ăsta atunci când încercăm să stabilim adevărul obiectiv, tocmai fiindcă putem vedea lucruri care nu sunt acolo prin simplul fapt că le căutăm obsesiv. Am o întrebare. Dacă tu ai o ipoteză științifică, faptul că încerci să o demonstrezi, intră tot în aceeași categorie? Nu, fiindcă ipoteza științifică face predicții verificabile care sunt adevărate doar în cazul în care ipoteza respectivă e corectă, iar în momentul în care sunt infirmate, că tu nu cauți doar confirmările și apoi ignori infirmările. În momentul în care sunt infirmate, ți-a demontat ipoteza științifică, dar ea face predicții verificabile foarte specifice. Și de asta nu e același lucru. Da, eu cred că e același lucru, Adrian. Și tu, dacă îți pui ca ipoteză că Dumnezeu există, te aștepți, de exemplu, ca omul să aibă liberul arbitru, te aștepți ca omul să aibă moralitatea obiectivă. Dacă nu le are, poți zice, ok, ipoteza asta nu funcționează. Nu cred că este vreo diferență între ce ai zis tu la nivel overview, să zic. Problema este că în momentul în care încerci să-L cauți pe Dumnezeu, specific, și nu încerci să fii atent și la dovezile contrare, atunci ajungem în poziția în care ziceam eu. Că în momentul în care cauți doar un anume răspuns specific și ignori dovezile contrare pentru acel răspuns specific, e foarte ușor să fii indus în eroare. O întrebare. Da. Pentru Vasile și Călin. Chiar dacă
Ok, dacă omul îl caută pe Dumnezeu ca într-o analogie cu știința, avându-l ca o ipoteză, voi credeți că el va găsi cu siguranță. Dar ce dacă el nu caută pe Dumnezeu? Ce dacă caută pur și simplu ceva ce nu știe? Îi se va descoperi Dumnezeu? Pentru că ca să-l cauți pe Dumnezeu, într-un fel trebuie deja să ai inclinația să crezi că el fie că există sau fie că trebuie să existe, să ai un fel de inclinație sau prejudicată, poate e un cuvânt prea tare, dar trebuie să aibă acest lucru. Ce de ce să îl cauți specific pe Dumnezeu în loc să cauți adevărul? Poți să cauți adevărul și să ajungi la Dumnezeu. Dar numai un pic să revin la ce a zis Adrian mai înainte. Uite, cum explici faptul că oamenii științifici de pe Pământ trimit mașini pe Marte să caute viață? Uh-huh. De ce caută viață specific? Ca să vadă dacă există. Da, dar vezi, viața, e o mare diferență aici. Viața nu o găsești acolo unde nu există. Asta e ceva foarte clar. Dar nu putem vorbi despre dovezi cumva imaginare. Dumnezeu trăiește. A, bun, și îl putem vedea concret, putem să punem mâna pe el, să, nu știu, să-l auzim concret, avem vreo înregistrare cu el, că în cazul vieții asta s-a întâmplat. Da, sunt curios dacă ai înregistrat cu viața. Păi uite, avem înregistrare cu noi aici și noi suntem în viață. Camera, pentru o înregistrare cu viață. Da, pur și simplu avea niște pixeli care se mișcă, nu știu sigur că e viața în sine. Hai să mergem mai departe, băieți, asta mult pe okay. Întrebarea asta. Următoarea întrebare îi de la un prieten, cred. Ce este un ateu? Mă bănesc că e Cristi Podină, dacă nu mă înșel. Pentru cine e întrebarea? Nu știu dacă e pentru toți sau nu. Vrea cineva să răspundă? Da, un ateu este... putem avea practic două tipuri de atei. Ateii care au o poziție puternică, în sensul că ei neagă efectiv existența oricărei divinități, inclusiv existența unui creator deist. Și avem pe ateii cum suntem eu și Nicolas, care spun, noi suntem atei mai soft, să zic așa. Noi spunem, nu neapărat că afirmăm că nu există, cât faptul că nu e nimic care să ne convingă că există, să ne facă să credem că ar exista. Dacă mai vrea să răspundă cineva, dacă nu aș putea să zic și eu pe scurt, un ateu înseamnă cineva care crede că nu există niciun Dumnezeu. Pe scurt. Asta dacă e varianta filozofică. Da, încă o definiție ar mai fi neagă existența lui Dumnezeu. Sau răspunde cu negativ la întrebarea există Dumnezeu. Da. Asta filozofic, dar popular sunt tot felul de definiții. Ateu agnostic, ateu slab, ateu puternic, multe și mărunte. Următoarea întrebare pentru atei. Stai. Acestea există vizibile, palpabile, dar că nu le cauți. Exemplu, 100.000 de vindecări instante documentate de FBI, YouTube, John Lake. Godina. Nu cred că e o întrebare. Poate că a vorbit mai sus și n-am captat. Da, nu e întrebare, e pur și simplu o sugestie. Foarte okay. Interesant ce spune Vasi, fiindcă eu am căutat foarte mult și nu sunt conștient de nicio vindecare supranaturală confirmată până acum. Eu aș spune mai mult decât atât. Nu doar că nu am nicio experiență cu vindecare, dar ok, nu vindecare, dar în general nu doar că nu am vreo experiență cu supranaturalul, vindecări, prorocii sau ceva de genul ăsta. Dar toate experiențe pe care le-am avut cu pretinse vindecări s-au depistat să fie false. Deci asta îmi creează un fel de impresie că probabil și celelalte despre care oameni povestesc sunt false. Și încă ceva, Vasi, știi...
Uite, aici intervine foarte mult chestia despre care vorbeam mai devreme. Când vrei să vezi un lucru undeva, îl găsești și acolo unde nu există. Sunt oameni care se vindecă de cancer și spun, a, e un miracol, e clar că a fost ceva supranatural, doar că nu. Știm concret, e demonstrat că poate intra în remisie cancerul chiar și în stadii mai avansate de boală. Se întâmplă rar, ce-i drept, dar nu e nimic supranatural aici. În schimb, dacă vrei tu neapărat să vezi ca fiind ceva supranatural, sigur, o să vezi acolo supranatural, chiar dacă el nu este acolo. Despre asta vorbeam mai devreme. Și ca să, dacă Dumnezeu ar vrea să ne convingă că într-adevăr vindecările supranaturale sunt posibile, ar fi foarte simplă chestia asta. N-ar trebui decât să crească un picior înapoi, fiindcă știm că mâinile, picioarele, oasele în general nu cresc la loc. Da? Nu avem în codul nostru genetic această capacitate de a ne reface oasele, de a ne face să crească la loc. Și dacă am vedea, dar să fie confirmat, nu că am auzit de la unul care a auzit de la altul. Nu, să fie confirmat, să vedem concret cum prin rugăciune îi se vindecă, îi crește un picior la loc unui om. Asta ar fi într-adevăr ceva foarte puternic și clar, concret. Nu ar mai încăpea așa loc de dubiu, să zicem, poate a crescut în mod natural. Asta e ce am avut de zis. Ok, doar un lucru să zic, chiar dacă, de exemplu, voi nu ați avut niciun exemplu care să vă convingă, nu cred că putem afirma că nu există acest gen de violări ale legilor naturale, să zic așa. Dar asta o să discutăm, o să avem un podcast special, poate ar fi mai bine să... Ce afirm eu este că nu există niciuna confirmată în mod clar într-un mediu controlat. Asta e tot. Nu știu dacă chiar niciuna nu există, dar... Acum, dacă ai vedea, probabil ar fi a fost foarte rar și atunci punem pe seama improbabilității, dar totuși s-a întâmplat, nu? De exemplu, dacă e o violare a legilor naturii, nu mai contează improbabilitatea aici. Că e, nu că e improbabilă, e imposibilă atunci. Nu? Și ar fi clar că e ceva supranatural în cazul ăsta. Da, de exemplu, moartea clinică pentru mine mi se pare că e complet după 3 ore cu creierul mort ca să te întorci la viață, mi se pare ceva care nu e științific, să zic, explicabil sau medicinal. Uite, asta nu știu, nu sunt suficient de pregătit pe subiectul de moarte clinică. O să discutăm probabil și despre asta. Hai să mergem mai departe. De ce voi patru puteți avea discuții civilizate, politicoase, cu respect, dar în lumea în care trăim mulți nu pot discuta cu cei care cred diferit de ei, nici măcar nu vor să asculte poziția cealaltă? Am eu un răspuns destul de bun. Este vorba de dragostea de oameni și de răbdare, îndelungă răbdare, lucruri care sunt virtuți creștine, care un creștin le poate sau nu avea, dar asta probabil face o diferență majoră. Întrebare pentru tine, Călin. Nu crezi că aceste virtuți existau și înainte de creștinism? Nu, că nu exista YouTube ca să dezbată. Că dacă aveau oamenii și înainte de creștinism aceste virtuți, nu știu cum văd că spui că sunt virtuți creștine, ca origine cel puțin. Încercați să... Existau, dar nu erau virtuți. Asta e diferența. Cum nu erau virtuți? Cred că răbdarea întotdeauna a fost considerată ca o virtute. Depinde. Există filozofi care spun că trebuie să știi momentul în care să nu fii răbdător, în special în cazul unui război. Și am citit asta atât în filozofia grecească, cât și în cea chinezească. Sigur, dinainte de Isus, ambele. Sigur, excepții poți să găsești în funcție de context, dar la modul general, cred că fiecare societate a considerat mereu că e ceva virtuos în capacitatea de a fi răbdător. Aia zic, nu neapărat. Ok, încercați să răspundeți la întrebare ca să rămânem. Da, eu cred că ține foarte mult de și de educație și de autoeducație. Și pur și simplu de ceea ce te interesează, fiindcă dacă într-adevăr pe tine te interesează în mod sincer discuțiile civilizate și politicoase și discuțiile oneste în general,
Cred că în momentul în care găsești o persoană care are aceleași interese ca tine, veți putea avea astfel de discuții. Dar în momentul în care doar pretinzi că te interesează și în realitate te interesează alte lucruri, atunci nu o să poți avea astfel de discuții. Eu cred că ține și de cât de informat și matur este omul. Pentru că ai nevoie de un anumit nivel de informare și înțelegere de cum lucrează lucrurile în a te autoeduca ca să înțelegi că tu poți să nu ai dreptate în ceea ce crezi. Și ca să verifici ai sau nu ai dreptate sau dacă altă persoană are sau nu are dreptate, trebuie să o asculți până la urmă ca să înțelegi ce crede și să analizezi. Asta cred că este un lucru foarte rațional și poate să vină în mod natural dacă te aprofundezi în aceste subiecte. Ok, eu sunt de acord cu ce ați zis, cam toți dintre voi. Să mergem mai departe. Mai înainte, când am zis toți că nu suntem experți și așa mai departe, Moni a zis că să nu mă mai scuzați, faceți treabă foarte bună. A, mulțumim mult, mulțumim. Super bună întrebare. Mi-a plăcut. Și următoarea întrebare zice, pentru atei, sunteți de acord că ateismul e o religie? Nu. În niciun caz. Din contră, mi se pare aiurea să spui că fix termenul care desemnează lipsa de religie e o religie. N-are niciun sens. Nu, un ateu pur și simplu nu crede în religii. Asta e tot. Nu văd cum ar fi asta o religie. În plus, am o religia... întrebare. Consider faptul că există o majoritate sau un grup destul de mare din budism care nu cred că există Dumnezeu. Ai considera acea grupare budistă drept o religie? Sigur, dar partea budistă o face să fie religie, nu partea ateistă. Da, dar zic, mai există atei care sunt religioși. Asta doar ca... Ah, ok, ok. Sigur. Da, ai găsit o excepție bună la ce am zis eu mai devreme. Recunosc asta. În schimb, în general, religia e un sistem format din mai multe credințe și o viziune mult mai completă asupra vieții în general. Ateismul nu e decât un singur răspuns la o singură întrebare, și anume dacă există sau nu Dumnezeu. Asta nu e un sistem de credințe. De asta nu văd cum ai putea să-l numești o religie. Aș putea să răspund și eu ceva aici, chiar dacă nu e pentru creștini. Într-adevăr, termenul de ateu nu are treabă cu religia, fix asta înseamnă, strict vorbind, dar este o parte extremă a ateismului, așa numită New Atheism, de exemplu, în care ajungem să decurgă mult mai mult spre un fel de religie, cât ajunge un activism împotriva lui Dumnezeu, gen ceea ce face, de exemplu, Dawkins, și nu mi se pare că este o mare diferență între chestia asta și o religie. Ce părere aveți? Da, pot să fiu de acord cu asta, dar pot să fiu de acord cu faptul că anumiți atei au o atitudine religioasă vis-a-vis de ateismul lor, să zic așa. Dar să știi că asta poți face, până la urmă, tot nu înseamnă religia asta, fiindcă asta poți face cu absolut orice lucru. Poți să ai o atitudine religioasă vis-a-vis de viziunea ta politică sau vis-a-vis de viziunea ta economică. Vis-a-vis da, de clar. Asta am vrut să și exprim, că se poate ajunge în extreme. Asta nu o face să fie religie în sine, știi? Da, și o vezi destul de des prin grupuri de discurs. Da, asta foarte des o vezi, într-adevăr. Încă o chestie. Antonimul de la ateism nu este creștinism sau budism sau islam sau ceva, ci este teism. Atât teismul cât și ateismul nu sunt religii în sine, ci sunt doar poziția care le ai, poziția pe care un om o ia asupra existenței lui Dumnezeu. Fie sigur, pozitivă sau zis, negativă. N-am zis că teismul în sine ar fi o religie. Nici n-am susținut că ai zis, am vrut numai să clarific. Ok, uite, un punct important. Nicolae, vreau să zici ceva? Deja nu. Poți să spui, te rog, dacă... Eu am și uitat, am vrut să spun ceva. Am vrut să menționez un fel de analogie
privind ateism, că ateismul nu este o religie la fel cum nejucarea fotbal ar fi un sport. Este pur și simplu un răspuns la o singură întrebare și, cum a spus și Adrian, nu reprezintă un set de valori sau un sistem de credințe ca să fie un ateism, o religie. Atât. Da, numai trebuie să fim conștienți de un lucru, că odată ce răspunzi la această întrebare într-un anumit sens, ai anumite lucruri care decurg în felul cum o să trăiești viața, părerea mea. Sigur, dar asta nu este legat... Da, strict vorbind de ateism, nu. Nu este prins în ateism. Exemplu, ar putea să fie naturalismul, da? Eu aș putea să spun că sunt naturalist și aceasta ar fi cum, ca și cum o substituire a unei religii în viziunea mea. Dar nu ateismul cuprinde naturalismul. Exact cum a zis și Călin, de teism și ateism. Cred că suntem de acord cu toții aici, nu e nicio problemă. Un punct interesant ridicat de Maria spune, clar că aveți multe de spus, chiar dacă multe vor fi, ca să vă lămuriți voi între voi sau pe voi înși vă. Întrebare, care este tematica următorului podcast ca să știm cum să ne pregătim cu întrebările? O să anunț la final, nu știu exact care va fi primul, dar o să facem o listă și o să o prezentăm undeva, cel mai probabil, cu întrebările și subpunctele pe care o să le discutăm, din câte știu. Nu știu dacă mai vrea cineva să adaugă ceva aici. Chiar dacă nu știm care va fi primul în sensul de... Că, știi, următoarea temă are două subpuncte pe care ne gândeam să le abordăm în două episoade separate, dar, Vasile, cred că putem să spunem cum se numește argumentul în sine, fără cele două subpuncte, știi? Ăla urmează? Eu nu eram sigur. O să le spun la final. Că, Ok, hai să mergem mai departe. Dumnezeu a creat atei. Da, eu cred că Dumnezeu a creat atei. Și eu zic, da, cei doi de jos o zic că nu, și asta e, știi? Dacă el există, el a creat și atei. Asta e răspunsul corect. Cred. Amin. Nu știu dacă vrea cineva să mai adauge, dacă nu mai avem o întrebare. Tot vreau să întreb chiar dacă Dumnezeu există. Scuze, Adrian, dar chiar dacă Dumnezeu există, considerați că Dumnezeu într-adevăr a creat fiecare persoană în parte sau a creat omenire prin crearea lui Adam și Eva și deja noi ca și indivizi decurgem în mod natural și nu suntem creați fiecare în parte? Să fiu sincer, nu am o perspectivă clară la punctul ăsta, nu m-am gândit atât de atent, dar o să mă gândesc. Nu văd nicio problemă în ambele. Aș spune că Dumnezeu susține și permite ca cineva să apară pe pământ, viața oricare ar fi ea, dar nu știu sigur dacă o creează cum a creat primul om, să zic, sau felul în care... Nu știu ce zic exact. Putem susține că Dumnezeu a creat individual fiecare suflet, dar cum a creat omenirea și oamenii succesiv per total, nu cred că avem neapărat momentan un argument pregătit pentru asta. Măi, așa, on the spot, Nicolae. Iar eu susțin că, desigur, Dumnezeu nu a creat ATI. Doar creștin. Și fiindcă nu există, nu ATI, ci a Dumnezeu. Te-ai dat de gol, iară. Și în același timp vreau să spun că într-o lume în care nu există Dumnezeu, te aștepta să vezi fix ce vedem noi, adică foarte multe religii și, desigur, și atei, destul de mulți. În schimb, dacă într-adevăr ar exista un Dumnezeu și ar vrea să aibă o relație personală cu noi, posibil să greșesc, dar m-aș aștepta să fie să fie mult mai clar pentru mult mai mulți oameni, care e adevărul. Eu aș putea să zic la fel invers. Dacă Dumnezeu nu ar exista, atunci de ce ar trebui să fie atâtea religii? Fix invers, ar trebui să nu fie niciuna. Oamenii le-ar fi clar că nu există și nu le trebuie nicio religie la niciunul. Prin faptul că spui chestia asta, cumva... Poate vom ajunge și la asta. Cumva confirm că majoritatea oamenilor care cred într-un Dumnezeu oarecum sau consideră că există ceva superior sunt iraționali. Și, oricum, nu zic că
nu ai dreptate neapărat. Bine, eu consider că nu ai dreptate, dar e foarte puternică afirmația. Să zici că toți oamenii sau 60% din populație sunt complet iraționali pentru că consideră chestia asta. Nu spun că sunt iraționali, spun doar că au ajuns la o concluzie greșită. Astea sunt chestii diferite. Poți să fii foarte rațional și totuși să fii păcălit. Aș spune că sunt irațional, dar nu sunt complet irațional. Noi, fiecare din noi suntem iraționali în careva decizii, în careva concluzii, pentru că este foarte greu să fii rațional. Și asta nu este ca o... Nu trebuie să fie văzută ca o jignire. Când cineva spune, consider că concluzia ta este irațională, asta nu este egal cu consider că ești prost. Pur și simplu, undeva în raționamentul tău, probabil este o greșeală. Și atât. Noi nu suntem perfecți, rațiunea noastră nu este perfectă și este de așteptat ca noi să avem greșele în gândirile noastre. Ok. Oricum despre rațiune o să avem probabil unul sau două live-uri în care o să discutăm. Iar despre moralitate vreo 20. Yeah! Ar fi fain să vă vedem când faceți podcastul așa, doar poza, fără să vedem reacțiile, e cam sec, un sfat doar. O să considerăm... Da, mai era un... da, vezi tu, eu unul prefer să nu deschid camera, e doar o preferință de-a mea. Și podcastul e pentru ascultat până la urmă, ce contează dacă ne vezi sau nu? Ideile rămân aceleași. Ok. Mie nu-mi rușine. O altă întrebare. Deși e posibil să fie existat un Isus, ce vă face să credeți că nu a fost un om care doar a jucat rolul de Mesia și l-a jucat atât de bine încât a convins lumea că Dumnezeu e real? L-a jucat atât de bine încât a și înviat din morți. Asta mi se pare cumva să mă face să nu cred. Mă, chiar dacă ar fi fost un rol, un joc, învierea lui, mă, pentru jocul ăla eu l-aș urma oriunde. A intrat atât de bine în rol cât tocmai a înviat. Da. A convins și realitatea din jurul lui de rolul pe care da. Juca. Și realitatea a jucat teatru, da. Lasă că ajungem noi și la subiectul învierii. Măi, eu cred că am terminat întrebările. Spune doar Cristina, că a aterizat și aici și că are un exemplu cu vindecări. Legat de subiect, am cunoscut persoană vindecată de SIDA. Da, ce înseamnă vindecată de SIDA? Înseamnă că nu mai avea simptomele sau înseamnă că i-a dispărut complet virusul din organism? Și cum s-a ajuns la concluzia că i-a dispărut virusul din organism, dacă într-adevăr i-a dispărut? Adică mă refer, cum s-a verificat dacă mai are sau nu? Adică a fost testată să vadă dacă mai are sau nu SIDA? Și oare înseamnă asta că avem acum un leac nou pentru SIDA? Și stai, încă ceva, e confirmat? Rugăciunea e un leac foarte bun. Că asta mă interesează, dacă e confirmat cazul, dacă e oficial recunoscut de medici. Și, știi? Asta e foarte important. Ok, dacă o să-ți răspundă Cristina, o să o pun. Dacă nu, e ultima întrebare din chat a lui Podină. De ce a creat Dumnezeu atei? Ok, întrebare... Bănuiesc că e pentru toți, dacă vrea cineva să răspundă. Nu putea să creeze toți oamenii perfecți. Nu, Dumnezeu nu a creat oamenii să fie atei. Oamenii aderă la ateism pe baza voințelor. Băieți, deci planul lui a eșuat? Nu. Care dacă plan? Să dea libertate? Depinde la ce te referi prin plan. Dacă nu i-a creat ca să fie atei și totuși au devenit atei, asta nu înseamnă că planul lui a eșuat? Din nou, depinde la ce te referi la eșuat. Faptul că omul păcătuiește, poți să te referi la faptul că planul în sensul ăsta lui Dumnezeu a eșuat. Ok, avea Dumnezeu în plan ca anumiți oameni să fie atei? Dumnezeu a dat libertate omului să aleagă. Da, dar asta nu mă răspunde la întrebare. Păi din moment ce poți alege, atunci anumite alegeri sunt posibile. Ok, și Dumnezeu fiind atot știutor, știa ce o să se întâmple și ideea este, făcea parte din planul lui ca anumite oameni. Uite, asta e o chestie care nu o susțin și găsesc o diferență între actualitate și
potențialitate în ceea ce privește cunoașterea viitorului. Și este un subiect destul de mare pe care trebuie să-l discutăm într-o... probabil la determinism. Scapi deocamdată, dar nu pentru mult. O să scap și mai bine data viitoare. Bun, băieți, mai este o întrebare a lui Raul, nu vreau să ignor, să nu zic că sunt rău. Ultima întrebare, nu o să mai iau alte întrebări, ok? O femeie avea o tumoare la stomac, cât un pumn, și se vedea tare. A fost vindecată la rugăciuni și vizibil a dispărut tumoarea. Cum explică ei acest lucru? Fii atent, Raul. O femeie avea o tumoare la stomac, cât un pumn, și se vedea tare. A fost vindecată după ce m-am rugat la monstru spaghetelor zburătoare și vizibil a dispărut tumoarea. Cum explică creștinii acest lucru? Numai că cazul tău este unul ipotetic, al lui este unul empiric. Ok, și asta încerc să spun, nu am nu date. Nu este unul empiric, adică nu este unul ipotetic, Călin, că ok, cu monstrul spaghetelor, da, dar tumoarele dispar și fără rugăciuni. Și acum întrebarea este, dacă dispariția unei tumoare atunci când cineva s-a rugat este o dovadă că rugăciunile lucrează, atunci... Dacă rugăciunea nu lucrează, asta nu demonstrează nimic? Cumva nu-i cinstit. Pot aplica un fel invers argumentul tău și pot să zic, ok, există cazuri în care tumoarea se vindecă fără ca un medic să intervină prin chirurgie. Asta înseamnă că n-ar mai trebui să se facă chirurgie? Nu, doar că atunci când se vindecă de pe urma chirurgiei, cauza și efectul sunt cât se poate de clare. În schimb, în cazul rugăciunii, cum știi că de la rugăciune s-a vindecat? Și asta, sigur, plecând de la premiza că, într-adevăr, e fix așa cum zice Raul și că e și caz confirmat și fix așa s-a întâmplat. Dar chiar să nu avem suficiente date. Ideea e următoarea. Dacă voi porniți de la premisa, pentru că asta am înțeles că era premisa, nu avem dovezi în care Dumnezeu a vindecat pe cineva. Dar... dacă orice argument va fi, asta nu este o dovadă concretă pentru că se poate vindeca și altfel, atunci nu, în sine e un fel de regres infinit. Nu, îți dau un exemplu. Ți-am dat exemplul cu picioarele și mâinile, oasele care cresc la loc. Ăsta ar fi un exemplu foarte bun de dovadă pentru ceva supranatural. Sigur, și atunci am putea să o dezbatem cumva, dar din nou ar fi complet diferit în cazul ăla, dacă ar fi confirmat un asemenea caz. Și apoi, bun, o femeie avea o tumoră la stomac, nu știu ce, a fost vindecată la o rugăciune. Ok, în cât timp a fost vindecată? Ce tratament urma? Adică ne trebuie foarte multe detalii. Așa poate să vină și un hindus, că sunt mulți hinduși care au tot felul de vindecări și vin cu același tip de argumente. Din moment ce nu avem suficiente date, nu putem să tragem așa concluzie, pur și simplu. Nu s-a acceptat fiind o dovadă, știi? Ok. O să, probabil, sau cel mai probabil, o să avem o discuție pe miracole și o să abordăm acolo și vă așteptăm cu întrebări de genul ăsta. Eu zic că putem încheia cazuri, că văd că sunt mulți. Raul, da. Celălalt Raul, Cristina... Ok, hai să închid chestia asta. Și așa am ajuns la concluzie și încheiere, practic. Aș vrea să termin, să vă zic două lucruri. În primul rând, podcasturile care urmează vor avea subiecte foarte interesante, precum existența lui Dumnezeu. Aici o să vorbim despre mai multe argumente, cosmologic, ontologic, design, fine-tuning. Apoi o să vorbim despre creștinism, despre ateism și agnosticism, despre rai și iad, despre moralitate, problema suferinței, știință, Biblia, presupusele contradicții din Biblie, învierea lui Iisus Hristos, aici o să fie despre miracole, ca subpunct probabil, despre Trinitate, despre evoluție, despre liber arbitru, determinism. Acum noi o să facem o listă clară, o să o ordonăm și o să o postăm undeva exact cum ne gândim că va fi. Și oricum o să anunțăm din timp când o să apară următorul episod, cel puțin cu o săptămână înainte, zic eu.
și în care o să punem și întrebările, sub întrebările, ca să nu luăm haotic o discuție și să avem niște puncte pe care să le discutăm și voi să puteți să vedeți punctele de discuție, să vă formați anumite întrebări și așa mai departe. Acum, la final, aș vrea să vă rog dacă doriți să ne dați un subscribe la canal și să vă uitați la canalul Băieților. Am pus în descrierea videoului. De asemenea, dacă sunteți interesați de discuții de acest gen, vă invit să participați la noi pe grup, pe Apologetica Creștinismului Pur. Facem în fiecare sâmbătă, ne găsiți pe Facebook sub același nume. Facem pe Meet, nu se publică nicăieri, sunteți liberi să vă exprimați părerea. Este o ordine, este un moderator, dar nu... Adică este destul de liber și puteți să vă exprimați părerea pe anumite subiecte care sunt votate în grup de oameni. Cam atât. Eu vă mulțumesc tuturor pentru prezență și pentru că ați rămas cu noi până la final și pentru întrebările foarte interesante. Și ne vedem data viitoare. Noapte bună și numai bine! Doamne ajută!